se pare o idee foarte bună, pentru că un festival urban nu implică numai pictură murală, ci o grămadă de alte elemente urbane care pot fi implicate în genul ăsta de activitate. Faptul că nu sunt așa vizibile ajută foarte mult, pentru că sunt ca niște mici comori în oraș pe care le găsești dacă ești foarte atent. Și ce face Art Town? Te face să te plimbi prin oraș, să descoperi Ploieștiu și să vrei să descoperi toate lucrările și toată arta urbană care e în Ploiești. Mi se pare foarte interesant, tocmai pentru faptul că de multe ori arta urbană nu înseamnă doar pictură, ci poate să însemne și chestii care se fac foarte rapid, cum ar fi afișe sau, nu știu, o tot felul de intervenții tridimensionale sau chestii care se pot adăuga într-un timp mult mai scurt decât o pictură murală. De multe ori sunt oameni care nu sunt neapărat obișnuiți cu arta, cu pictura murală sau nu o văd într-un mod bun, o confundă cu vandalism și atunci genul ăsta de lucrare care poate părea un afiș pentru ei mult mai aproape de felul lor de a percepe arta în spațiu public. Mi se pare o idee super mișto ce au reușit cei de la Art Town să aducă în ediția a doua de anul acesta. Mi se pare că e ceva relativ nou la noi în țară și faptul că poți să faci așa ceva legal mi se pare și mai amazing. Bine cumva să creeze un întreg și să schimbe fața Ploieștiului. Cam asta a fost, din câte am înțeles, și ideea celor de la Art Town, să spele fața prăpuită comunistă a orașului. Intervențiile de mari dimensiune au un rol, mai ales că Ploieștiul a rămas neterminat și acum asta e arta care are rolul ei să-l completeze și să-l frumusețeze. Și intervențiile mici au un rol mai intim de a lega strada cu oamenii și cu arta între ei. Au un farmec aparte, dacă e sub o frunză, dacă e o cărămidă mai căzută, o stradă care nu trec mașini, găsești fotolii pe stradă, stăm aici în mijlocul străzii și vorbim.